Lecția 17. Nu văd lucruri neutre. Urmați instrucțiunile complete ale lecției din cartea Curs de Miracole. Sunteți ființe binecuvântate, într-adevăr. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Iisus. Aceasta este una dintre marile cauze ale suferinței voastre pe această planetă, acest atașament și suprapunere de sens pe care o dați fiecărui lucru mic. Ne îndreptăm spre calmul și echilibrul maestrului. Pentru cei dintre voi care sunteți controlați de egourile voastre, și asta este în regulă, toți sunteți controlați de egourile voastre în această lume, până când nu faceți multă muncă. Egourile voastre vă spun că, dacă deveniți calmi și echilibrați, nu mai sunteți de fapt oameni. Nu te simți suficient. Ești indiferent și nepăsător. Opusul este adevărat. Ego-ul, cu emoțiile sale volatile și poveștile despre fiecare persoană și loc pe care îl vede și judecățile sale constante de valoare, nu te face uman. Te face periculos și îți provoacă suferință. Este important să îți aduci asta în minte, deoarece uneori s-ar putea să-ți fie teamă să nu devii ca o tablă goală. Dacă nu-mi pun înțelesul meu pe tine și pe câinele tău și pe casa ta și pe mașina ta, pe hainele mele și pe corpul meu, nu voi avea sentimente despre nimic. Nu este așa. De fapt, acestea sunt doar opinii. Fiecare aveți o părere diferită, bazată pe un sistem de valori introdus în conștiința voastră. Ceea ce se întâmplă atunci când te dai înapoi de la aceste judecăți fără sens, care nu au nicio bază, este că începi să simți cu adevărat. Ai acces la mai multe sentimente, nu reactivitate sau volatilitate, care sunt emoții și sentimente scăpate de sub control și conduse mai ales de frică. Începi să ai o experiență calmă și bogată a momentului tău prezent, mai degrabă decât să trăiești în trecut cu vinovăția, rușinea și resentimentele, sau în viitorul tău de anxietate și confuzie cu privire la ceea ce ți s-ar putea întâmpla. Când vii în acel loc în care elimini aceste idei eronate din mintea ta, trăiești într-un prezent frumos, nesfârșit. Ești prezent și ești în acel moment pe care îl poți crea doar în acest moment prezent. Când reiterezi povești vechi sau terori viitoare, contaminezi momentul prezent cu ceea ce a fost sau o ficțiune despre ceea ce va fi. Chiar nu gândești deloc. Chiar nu simți deloc. Trăiești într-o iluzie. Așa că să știi că acest proces te duce la liniște sufletească, calm și o claritate a percepției și înțelegerii despre cine și ce ești și de ce ești aici. Asta va fi într-adevăr delicios. Nu trebuie să te temi de asta. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Iisus și ne vom revedea mâine.